La bărbat îmi este greu să spun povestea asta, așa că voi lăsa cuvântul meu de început unei doamne care a fost foarte curajoasă. Sunt convins că mulți dintre voi au aflat, actrița Viorica Vodă a făcut câteva dezvăluiri la Gala Gopo care au dat frisoane lumii actoricești de la noi. Viorica Vodă este o actriță care a devenit cunoscută în filmul Filantropica, unul dintre cele mai importante filme românești din ultimele decenii. Ea juca rolul unui personaj frivol, de care eroul principal, interpretat de Mircea Diaconu, se îndrăgostește. Anul acesta, la 20 de ani de la lansarea filmului, organizatorii Galei Gopo au dat un premiu sau au făcut un omagiu pentru acest film și i-au chemat actorii pe scenă la această ceremonie în fața celor mai importante nume din industria cinematografică românească. Și aici apare intervenția Vioricăi Vodă, pe care vă las să o ascultați pentru că ea spune povestea cel mai bine. N-a fost ușor să abordez o tipologie de personaj din această zonă a frivolității, pentru că din punct de vedere mental și al experienței mele de viață și al educației mele, veneam dintr-o zonă, sunt din Basarabia, deci veneam dintr-o zonă în care noi nu am avut educație în sensul ăsta. Poate mai mult, noi eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confruntat cu personajul, atât de credibil am fost. Aplauze pentru asta. Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania Me Too from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu, nu despre asta e vorba. Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mama doi copii și mai ales a unei fete, care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, student de la arhitectură, ca pe viitor, când își va croi o carieră, va fi la început, să aibă curaj să împărtășească ceea ce spune, să nu-i fie rușine. Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, nu știu, din educație, din lipsă de educație, nu îndrăznesc să spună niște lucruri. Eu nu aveam. Noi n-am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare. Da. Asta e intervenția Vioricăi Vodă pe scena premiilor Gopo, intervenție care a dus la un val de reacții. Și sigur, la momente controversate chiar acolo pe scenă, unde nu toată lumea a apreciat declarația. Pentru că ne e rușine să vorbim despre asta, nu? Asta nu sunt lucruri pe care noi le facem în public. De prea puține ori nu le spunem nici prietenilor, da? Adică asta la noi nu se face. Una dintre cele mai puternice reacții este a lui Tudor Chirilă. El spune, da, în breasla mea se întâmplă astfel de lucruri și că e timpul să vorbim despre asta. Dar breasla lor este vizibilă. Actorii sunt oameni care au acces la microfon, la camere, la jurnaliști, dar ce se întâmplă cu oamenii care nu reușesc să se exprime vreodată în spațiul public? Câte astfel de episoade se petrec în România, în companiile și instituțiile sale? Ce li se întâmplă femeilor de la noi și nu pot vorbi despre asta? De asta e emisiunea de azi, aici. Există un studiu care spune că 30% dintre femei recunosc hărțuirea sexuală și că aproape jumătate dintre ele au asistat la astfel de episoade. Dar câtă lume are curaj să vorbească? Este un test și pentru emisiunea de astăzi, da? Și e un moment în care să vorbim, pentru că altfel nu o să o facem niciodată sau o facem foarte rar. Am mai vorbit despre asta, da? O facem foarte rar. De ce e important în mijlocul unui război? E important pentru că viețile noastre nu se suspendă și pentru că educația pe care o dăm copiilor trebuie să meargă
mai departe. Da, e important și cum ne învățăm copiii. Așadar, 0372069599. Vă cer să lăsați emoția deoparte și să începem să vorbim noi între noi și să avem mai mult curaj de data asta. 0372069599. Cum primiți declarația Vioricăi Vodă la premiile Gopo? Cum o vedeți, de fapt? Ce impresie vă lasă? Cât de răspândită este, de fapt, hărțuirea sexuală în România? Dacă are cineva curaj și putere să povestească, poate să o facă. Vi s-au cerut favoruri sexuale ca să promovați în carieră? Și da, o concluzie vă invit, oameni buni, astăzi. Până la urmă, doamna Vodă avea dreptate și spunea așa: eu fac asta pentru copilul meu. Ce ne învățăm copiii? Ce le spunem despre asta? Fie că sunt băieți sau fete. Scuzați-mi introducerea mai lungă, dar trebuia să o ascultăm împreună pe această doamnă care a avut curaj. Și cred că începem de la Bianca. Salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Te ascult. Sunt extraordinar de bucuroasă că doamna actriță Vodă a făcut declarația pe care a făcut-o la premiile Gopo. Mi se pare într-adevăr un act de curaj, un red flag pentru noi toți. Probabil în fiecare zi ar trebui să vorbim despre asta la locul de muncă sau în mediile de acasă. Personal am trecut prin o experiență de acest gen. Nu știu dacă are sau nu legătură cu faptul că și eu sunt din Basarabia, sunt medic și studentă la medicină fiind, am avut un episod în care unul dintre asistenții universitari de la una dintre materii mi-a dat o notă foarte mică, în contradicție cu pregătirea mea pentru examenul respectiv, și m-a chemat în altă zi, în afara orelor de examen, să mai dau o dată proba respectivă, proba practică, pentru a avea o notă mai bună. Evident că nu m-am dus, nu mi-a făcut doar mie asta, i-am mai spus asta unei colege și noi fiind destul de apropiate am discutat, am conchis împreună să nu ne ducem și am rămas cu nota aceea mai mică. Asta să zic că m-a jignit foarte tare în acel moment, aveam în jur de 20 și puțin de ani și am luat-o ca pe o jignire imensă, mai ales că învățam, îmi vedeam de treabă, nu eram genul de studentă care să nu dea pe la cursuri și să nu știu, la care să ai curajul, să zic, sau tupeul să te dai și să-i propui. Puteai să faci ceva? Adică puteai să te aperi într-o astfel de situație? Habar n-am, nu. M-am simțit că aș fi luată în derâdere dacă aș fi vorbit, nu știu, cu profesorul de curs. Nici nu mi-am pus problema să fac asta. Mi s-a părut că puterea personală pe care am avut-o în acel moment a fost să refuz să mă duc și să rămân cu nota aceea. Mm-hmm. Asta, să zic, e ceva care m-a marcat profesional. Altfel... Oare, dăm voie să le adresez o întrebare ascultătorilor noștri, oare asta se întâmplă des în facultățile din România? Uite, puteți să sunați, să ne spuneți, ca să facem un pas mai departe. Dom'le, e răspândită practica asta în facultățile românești? Puteți să sunați la 0372069599, sunt chiar curios să văd câtă onestitate, integritate sunt în facultățile din România. Ai copii, Bianca? Am un băiețel de 2 ani și referitor la una din întrebările tale despre cum îi creștem, îl învăț chiar de acum din parte la locurile de joacă și ori de câte ori interacționăm cu alți copii să ia un consimțământ, să întrebe dacă e ok să te atingi, e ok să te îmbrățișezi, pentru că el este foarte empatic și se simte așa, simte să se ducă spre copii, să îi îmbrățișeze, să îi pupe, că asta facem acasă în mod curent și... se așteaptă să fie așa și în parc și așa. Și da, îi spun tot timpul, întreabă, fetița nu ți-a dat voie, băiețelul nu ți-a dat, pe băiețelul nu l-a întrebat și așa mai departe. Asta încerc să fac minim cu el. Și dacă vin iarăși copii spre el care îl ating, îi spun, vrei să te atingă băiețelul sau fetița și așa. Iarăși nu îl oblig să pupe rudele, să, nu știu, meargă cu mine dacă mergem undeva și la un moment dat spune că n-are chef sau să se apropie de cineva. Nu o să mai crească. O să crească și evident că va trebui să-l înveți multe lucruri. Cum vorbeam cu colega mea, Cami Chenciu, care face astăzi regia tehnică a emisiunii și mi-a spunea, Cami, băi, pisii
PC nu e acceptabil, nu? Adică, da, apropo de PC și de alte strigături de astea de stradă, mediul medical cum e? Mediul medical cred că se împarte în două categorii. Evident, nu e doar alb sau negru, dar se disting de la început oamenii care pun ochii pe tine și vor să flirteze la locul de muncă sau să ajungă și la alte lucruri de acest gen, față de oamenii care sunt profi, merg la serviciu, își văd de pacienți, de colegi, sunt foarte serioși. Acum, în viața adultă, cred că atitudinea pe care o am la serviciu n-a mai lăsat interpretări astfel încât colegi bărbați să îmi propun anumite lucruri. Dar ca studentă și ca medic rezident au fost întotdeauna tot felul de apropouri, inclusiv lucruri care ni se spuneau nouă fetelor, că ce vă trebuie vouă să veniți pe la spital, n-aveți altă treabă de făcut, dar de ce nu vă găsiți voi pe cineva să vă susțină în carieră? Tot felul de apropouri de acest gen. Mulțumesc tare mult pentru ceea ce... Mulțumesc tare mult pentru curaj. Astea sunt lucruri de care România se ferește și o să vă explic pe parcursul emisiunii și ce consecințe are chestiunea asta. Da, unul dintre ele, una dintre consecințe este faptul că la noi e mereu o justificare pentru viol, a făcut și ea ceva. Vreau să vă spun că hărțuirea sexuală este prevăzută de codul penal și este și definită, da? E o situație în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală exprimat fizic, verbal sau non-verbal, având ca obiect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Raluca, salutare! Ești la România în direct. Bine ai venit! Salut, Cătălin! Eu vreau să împărtășesc cu tine o experiență pe care am avut-o acum 33 de ani. 31 de ani, de fapt. Lucram în momentul respectiv în Ungaria cu un colectiv de colegi români într-o firmă nemțească. Și unul dintre manageri a început să-i facă avansul unei colege. Nu eram teribil de apropiate la vremea respectivă, o fată foarte frumoasă. Avansurile au fost declinate, evident, ea fiind căsătorită de altfel, până i s-a condiționat locul de muncă de acceptarea acestor avansuri. Ea, neavând în momentul respectiv nici posibilitatea să plece de la jobul respectiv, a refuzat și a fost dat afară. Eu m-am implicat în povestea asta pentru că mi s-a părut... Nu știam ce înseamnă hărțuire sexuală, nu auzisem, nu știam, nu cunoșteam conceptul, nu eram familiar cu conceptul. Abia deschisesem ochii asupra lumii și mi s-a părut atât de strigător la acel organic m-a deranjat ce s-a întâmplat, încât am luat-o să stea cu mine și aici povestea mea se complică pentru că mi-a fost și mie condiționat locul de muncă cu ajutorul pe care l-am oferit colegei. Adică mi s-a pus în vedere că voi fi dat afară dacă o mai ajut, dacă o mai găzduiesc, noi aveam locuințe de servici. N-am capitulat, mi s-a părut atât de nedrept și atât de... nu știu, nedrept este unic cuvânt care mi-e minte, dar este foarte mic. Asta se întâmpla... Ea s-a angajat în altă parte, a reușit, eu mi-am dat demisia de acolo și am plecat din principiu, n-am mai putut să stau. N-am crezut niciodată că mă voi lovi personal în viața de servici sau în viața mea de hărțuire sexuală și nu am trecut la nivelul la care a trecut ea, însă am avut flirturi nedorite, am avut propuneri înglumită. Am avut o atenție nedorită din partea mulți manageri cu care am lucrat. Este și motivul pentru care nu am mai putut să lucrez în domeniu și am căutat o... Ce era domeniul de vină? Adică... Domeniul era vină pentru libertarismul, libertanianism, nu știu cum să spun. Da. Modul greșit în care eu mă cruam în momentul respectiv în industria jocurilor de noroc. Aha. Și ăsta e un mediu mai viciat, asta spui tu? Adică... Este un mediu în care everything goes. Aha. Și toată lumea trăiește pe viața pe principiul everything goes. Și cum spui stop sau cum te descurcai? Cum făceai?
Eu nu am fost niciodată subiectul unei hărțuiri sexuale cum a fost colega mea. Niciodată. Însă simplu fapt al verighetei la un moment dat nu mai era suficient. Aveam, dacă îți vine să crezi, eu am primit un warning, mustrare scrisă pentru faptul că refuzam să mă fardez. Și știu că foarte greu de crezut așa ceva pentru cineva care nu lucrează în industrie. Eu am refuzat să port fustă la uniformă. Am purtat numai pantaloni. Am refuzat să mă fardez. Am refuzat să-mi fac unghiile. Noi aveam un cosmetician care trebuia să vină să ne fardeze înainte de intrat în tură. Și eu refuzam să fac astea. Și eu am primit warning-uri scrise în dosarul meu pentru așa ceva. Eu știu că e foarte greu de crezut pentru cineva care vine afara industriei. Stai să spunem un pic. Se folosea sexualitatea ca pentru a atrage jucătorii, nu? Adică asta era ideea. Da, fetele așa, care lucrau acolo trebuie să arate într-un anumit fel ca oamenii să vină la masa aia. Așa înțeleg. Erai dealer, nu? Sau cum se numește meseria asta, da? Am înțeles. Lucrurile, nu știu, eu am plecat din sistem în 2002-2003, nu mai știu exact, nu știu ce s-a mai întâmplat între timp, cum se mai lucrează acum, dar atunci era vestul sălbatic. Și sigur că pentru unele persoane era tot în regulă, adică era ok, business as usual, dar pentru unele persoane nu era. Și atunci pentru persoanele cărora nu le convenea să accepte anumite compromisuri, era o muncă destul de grea. Nu munca în sine, cât să supraviețuiești în industrie. Spune-mi salariile erau foarte bune, da. Tentam să rămâi, dar compromisurile erau din ce în ce mai mari și când nu am mai putut să fac față acestor compromisuri, am plecat. Cât de greu sau cât de ușor îți vine astăzi? Astăzi ești o femeie matură, îmi dau seama că suntem probabil de... Eu acum vorbim cu tine. Da. Sunt la volană și se trag pe dreapta pentru că îmi tremură picioarele de nervi când îmi aduc aminte. Și, repet, nu am fost eu victima directă. Că am avut parte de mâini pe fese, de mâini pe piept, de fluierături și toată pleiada de nebunii pe care tot până, eu nu cred că există femeie să nu fi trecut prin așa ceva. Dar nu am fost la nivelul la care a fost colega mea. Cu condiționarea locului de muncă, cu dat afară, într-o țară străină, în momentul în care nu știi pe unde să o apuci, încotro să uiți. Mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat atunci. Iar eu, pentru simplu fapt că m-am oferit să-i pun la dispoziție să împărțim camera și patul, pentru că aveam o garsonieră dată de servici, prin simplu fapt mi s-a condiționat și mie locul de muncă. Vedeți... Îți mulțumesc tare mult, Raluca, mai ales că ți-ai făcut curaj să suni și să treci peste... Vezi că datul ăsta din picioare e... Asta arată un tip de traumă, astea sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată, adică ele nu trec. Și știu că astăzi e o emisiune mult mai grea pentru multă lume, dar tocmai asta am vrut să vedeți, să auziți. De ce? Pentru că e și o ocazie potrivită să vorbiți acasă cu copiii voștri, să vedeți cum merg lucrurile mai departe sau ce se întâmplă în lumea lor. Da? Îmi relata unul dintre colegii mei care organizează evenimente despre un concert cu adolescenți în care abuzul și hărțuirea sexuală erau promovate de pe scenă, da? Și erau comunicate ca ceva normal comunității de copii care se afla în față. Or, indiferent de ceea ce ar cânta un artist legat de lucrurile astea, nu poți să privești cu bucurie și acasă trebuie să aveți răspunsuri, pentru că altfel ajungem la normalitate, da? Așa cum domnii judecători, că asta e o poveste în România, la care ar trebui să revenim, mai ales în Piața Victoriei, domnii judecători, mulți judecători din România, citiți în Libertatea, au dat sau i-au achitat pe violatorii de copii, spunând că fetițe de 11, 12 sau 13 ani și-au dat acordul, da? Astea sunt hotărâri judecătorești din România. Asta e țara, așa se construiește ea. Fetițe de 11-12 ani, chiar de 10 ani, despre care domnii procurori și judecători din România susțin că și-au dat acordul la act sexual. Sunt zeci de cazuri documentate de ziarul Libertatea și de publicația De la Zero. Uitați-vă la acest lucru. Atitudinea asta aici duce.
Ana, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc că ai sunat. Bună ziua, îmi cer scuze. Cred că o să am multe emoții, mai ales că ați răscolit mult din trecutul meu. Inclusiv în copilărie am întâmpinat astfel de evenimente de la colegii de clasă care te împingeau sau, eu știu, te atingeau involuntar sau te înțepau cu bolduri. În timpul liceului eram urmărită pe stradă și eram nevoită să ajung acasă trecând de pe o parte a străzii pe cealaltă. Am ajuns la 18 ani și făceam pregătire cu un profesor de la ASE care între timp mi-a pus mâna pe picior încercând să vadă dacă poate trece la nivelul următor. Ușor, ușor am crescut, am ajuns să lucrez în instituții și să realizez că, de fapt, aspectul meu fizic întotdeauna va fi în defavoarea mea. Asta de fiecare dată mi se deschideau ușile și niciodată nu era pentru ceea ce reprezentam eu intelectual, ceea ce puteam să fac, ci doar pentru aspectul fizic. Poate, nu știu, involuntar, eram volubilă, zâmbitoare, dar în niciun caz, nu mi-am dorit să avansez în carieră doar pe baza modului în care eu arăt. Și de foarte multe ori, am avut situații în care nici acum, am peste 40 și ceva de ani, nu știu efectiv cum am avut tăria și cum am reușit să ies din situațiile alea fără să fiu nevoită să ajung să demonstrez cazurile de hărțuire sexuală. Dar de ce... Efectiv. De ce... Da, vă ascult. De ce, Ana, nu se poate depune reclamație sau să facă plângere? Pentru că sau... este foarte greu. De fiecare dată femeia ajunge să-și dea seama că ea nu va lupta cu morile de vânt. Dar ea nu are cum, nu are mijloacele să demonstreze că ea efectiv este victima unui caz de hărțuire sexuală. Și să ajungi, ultimul incident, și sper din tot sufletul să nu mai ajung în situația aia, ajunsesem să merg cu telefonul și să pot să înregistrez evenimentul, ca în cazul în care eu nu voi reuși să trec și sunt dat afară de la serviciu, să ajung la nivelul următor. Adică erai pregătită mental că ți se va întâmpla ceva, da? Adică... Că se va întâmpla ceva, da, și nu voi reuși să ies din situație elegant. Speram totuși să-și dea seama că nu sunt o astfel de persoană, că nu are cum să se ajungă la o relație între șef și subordonat atâta timp cât eu nu accept și nu-mi doresc. Și nu înțeleg, îmi pare rău că vorbesc acum, că nu sunt toți bărbații la fel, dar efectiv, în momentul în care ești la job, asta ți se transmite. Calea ta profesională poate fi mult mai ușoară dacă accepți astfel de compromisuri. În jurul meu am persoane care au evoluat în carieră fără nicio pregătire profesională, ajungând directoare de diferite domenii, doar pentru că au acceptat astfel de compromisuri. Și pentru bărbați, înseamnă că se poate. Și atunci încearcă. Dar nu suntem toate la fel. Nu toate ne dorim să evoluăm în carieră doar pe baza aspectului și pe alte criterii decât cele profesionale. Și am o fetiță, da? Și în momentul acesta, sincer, pe baza experienței mele de viață, nu aș ști ce să-i spun decât să fie deschisă, să nu se închidă în ea, pentru că na, eu la momentul acela oricum n-aș fi avut cu cine să vorbesc, nici ca și copil, părinții noștri nu puteau să înțeleagă astfel de episoade, ar fi panicat. Și atunci voi vedea și eu ce pot să fac. Și să învețe să diferențieze clar între ceea ce ea încurajează involuntar și ceea ce primește ca și tratament din partea colegilor. Repet, eu am avut evenimente de genul acesta și în clasele 5-8, în liceu. Adică nu le-am inventat, le-am trăit. Dar le-am lăsat așa deoparte. Pomeneam în intervenția mea înainte de ora 13 de un moment celebru într-o universitate americană în care profesorul îi invită pe studenții unei grupe să scrie pe o foaie de hârtie ce fac într-o zi, toate lucrurile pe care le fac într-o zi ca să se păzească de hărțuire sexuală. În grupă fiind și băieți și fete. Evident că băieții n-au avut nimic a scrie acolo, în timp ce fetele au făcut liste întregi de cum își prind părul, cum să îmbracă, cum să pregătesc pentru o anumită situație, ce fel de geantă își iau, tocmai cu gândul pe care mi-l povesteai tu, că s-ar putea întâmpla ceva. Astăzi, când ești femeie matură, mai faci lucrurile astea? Mai ai tipul ăsta de gândire? Sincer, sunt momentele în care eu sunt o persoană care se îngrijește, poartă tocuri. Îmi place să mă simt bine în pielea mea. Nu o fac niciodată pentru exterior.
dar sunt momentele în care îmi dau seama că poate ar trebui să-mi schimb modul în care arăt, cum mă îmbrac, poate așa nu voi mai atrage atât de mult atenția. Deci n-a trecut. Nu. E bine de știut acest lucru. Poate de asta e importantă declarația doamnei Vodă, care s-a dus în scenă. Este foarte importantă. Îmi pare rău că s-a trecut atât de repede. A fost extrem de greu. Este mie greu să vorbesc acum o persoană necunoscută la telefon, dar dumneavoastră să vorbească în fața unui public preponderent. Erau foarte mulți bărbați și vă dați seama că nu au încurajat, ba chiar cred că s-au simțit deranjați. Și cred că a fost cumplit de greu, dar a întărit-o tocmai fundamentul, fetița din sală. Acum. Și pentru asta, noi femeile din ziua de azi ar trebui să avem o voce mai puternică, pentru copiii noștri. Putem vorbi de cazuri de hărțuire sexuală și la băieți, nu neapărat sigur la fete. Da. Cum, ca să... da. Da. Cum vorbim despre cea mai răspândită practică, dar sunt convins că există în toate direcțiile. Da. Îți mulțumesc tare mult, Ana. Cu mare drag. V-am spus că nu o să fie o emisiune ușoară, dar nu e așa că nu se vorbește despre asta în casele noastre niciodată, că e rușine, mamă. Dacă învățăm să vorbim, putem să ne apărăm. Despre asta e vorba. Și cred că milioane de oameni din România au astăzi să-i mulțumească Viorica Ivodă pentru mesajul său, pentru curaj. Pentru că se întâmplă foarte rar ca cineva să iasă în față să vorbească. E vorba de un curaj absolut fantastic să spui lucrurile umilitoare prin care ai trecut prin viața ta, pentru că multă lume te va judeca. De asta această doamnă merită răsplătită. Ecaterina, salutare! Ești la România în direct. Salutare, bună ziua! Într-adevăr, trebuie mult curaj și mulțumim doamnei că a făcut acest gest. Asta înseamnă să fii un om bun, totuși, să treci prin ce treci, dar totuși să păstrezi în inima ta bunătatea aia, și ca să poți să-ți transmiți durerea, iar prin durere mă refer la mesajul important care poate, nu știu, va ajuta o generație, două, trei, iar asta este cel mai important pas pe care l-a făcut doamna prin discursul dumneaei. Știți care este cel mai tragic lucru în toată povestea asta și în tot ce se întâmplă femeilor în ziua de astăzi și în trecut, mai ales în trecut, faptul că noi suntem atât de învățate cu această hărțuire, încât unele dintre noi nu mai atragem atenția. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu cred că... Eu mai greu, de asta v-am invitat astăzi să vorbiți, pentru că mie mai greu să-mi dau seama. Din ce spui tu, realizez că multe femei consideră acest tip de avansuri, hărțuile, glume, apropouri, ca fiind parte din normalitate, nu? Că așa se întâmplă... Unele, da, să știți că noi începem să ne obișnuim cu ele, nu în sensul că le dăm acceptul, dar pur și simplu nu le mai băgăm în seamă. Nu răspundem, nu le mai băgăm în seamă, trecem pe lângă. Și o să spun că asta fac și eu. Poate nu fac bine, poate în unele cazuri fac bine, dar este o chestie de a merge mai departe și de a mă salva pe mine, de a-mi salva sufletul meu, știți? Și cum procedezi? Eu nu înțeleg un lucru. Dacă eu refuz pe cineva sau, poate nu eu, o femeie, orice altă femeie, dacă refuză avansurile unui bărbat și le refuză politicos, într-o manieră politicoasă, pentru că așa este învățată ea în familie, să vorbească frumos, să refuze frumos, de ce acea persoană, acel bărbat, consideră că trebuie să meargă mult mai departe. Consideră că trebuie să fie mult mai insistent când refuzul vine o dată, de două, de trei ori, politicos, calm și frumos. Știți, asta este... Eu asta nu înțeleg și niciodată n-am înțeles-o. De ce trebuie să se ajungă la amenințări din partea sau la, nu știu, un refuz mai nepoliticos sau mai vulgar din partea unei femei ca bărbatul să înțeleagă că trebuie să stea potolit? Ai trecut prin așa ceva? Da. Și nu odată.
de mai multe ori. Și dar asta nu înțeleg eu și asta le spun și eu lor deschis, la un moment dat îi întreb deschis, de ce nu înțelegi că eu, dacă te refuz politicos, înseamnă că așa sunt educată eu și așa vorbesc eu și așa mă port și acasă, eu te refuz politicos ca să și vreau să înțelegi că refuzul meu politicos înseamnă nu cu majuscule și nu și merge mai departe. Poate pentru că întreaga educație... Poate pentru că educația dată în România, în grupurile de bărbați sau poate acasă, nu ține seama de lucrurile astea. Din potrivă. Știi ce a zis o celebră prezentatoare de televiziune zilele astea? O declarație care a făcut chiar mai multă rumoare decât a Viorica Ivodă. Știi la ce mă refer, nu? La Ilinca Vandici despre modul în care trebuie tratat bărbatul, nu? Nu-l trimit la cumpărături, nu-l pun să schimbe scutecele copilului, nu-l pun să se dea cu rolele, patinele prin parc și nu știu ce. Bărbatul e bărbat, el trebuie să rămână șmecher, trebuie să rămână așa. Uite. Da, uitați că n-am ascultat pe doamna Ilinca Vandici și ai ratat, am pierdut, da. Se pare că multe. Ai pierdut multe. Pentru, de ce e important, ca să spun, de ce citez asta? Pentru că doamna este prezentatoarea unei emisiuni care adună 1 milion de oameni. E o emisiune foarte populară în România, da? Și... Tragic. Asta e viața în momentul ăsta, tragică, da. Cred că e foarte bună sublinierea. Îți mulțumesc tare mult! Și uite că eu am reușit să te pun pe gânduri cu declarația asta. De-aia a circulat. Puteți să le puneți pe cele două cap la cap. Pentru că sunt două tipuri de lumi în care România se întâlnește, da? Și, domnule, bărbatul e bărbat, poate să facă ce vrea el. Sigur, uite că ajungem la situațiile precum cele relatate de Viorica Vodă. Chris spune așa pe Facebook, avem live și acolo, să știți, mi s-a întâmplat în facultate, la un examen de literatură universală, profesorul m-a chemat la o discuție. Când am înțeles despre ce este vorba, am plecat și în acel an nu am trecut examenul, dar nu pentru că n-aș fi învățat. Anul următor m-am văzut nevoită să dau șpagă ca să-l trec, pentru că altfel nu treceam. Asta se întâmpla în 2003 la Facultatea de Litere. Noi, fetele sau femeile, trecem prin multe episoade, ba de misoginism, ba de hărțuire de-a lungul vieții și este trist și nedrept, înjositor. Da, mă bucur că azi există mai mult curaj și mai multă transparență. Educația se construiește, oameni buni. Despre asta e vorba. De asta avem emisiunea asta azi. Nina, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo. Salutare, te ascultăm. Bună ziua, mă numesc Nina. Sunt profesor și mărturia mea de astăzi este de fapt o mărturie pentru fiica mea. Ceea ce vreau eu să vă spun are foarte multă legătură cu afirmația pe care ați făcut-o înainte, comentariul de pe Facebook referitor la hărțuirea sexuală în facultate. Fiica mea este studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Situația acestea există în facultate. Nu știu dacă de abuz sexual propriu-zis, dar eu pot da mărturie despre hărțuirea sexuală la care a fost supusă fiica mea și multe alte studente. În facultatea de, exemplu, în facultatea de medicină veterinară. De la Cluj. Uite, da. Îmi pare bine că ați spus lucrul ăsta, o să rog și pe colegii mei de la știri să dea atenție acestei informații. Dar ce înseamnă ceea ce că... e cel mai dureros... Mă scuzați, vorbiți dumneavoastră. Nu, vă rog, asta voiam să întreb. Ceea ce e cel mai dureros și mă umple de furie este faptul că fiica mea cu siguranță nu ar fi fost de acord ca eu să dezvolt acest lucru. Noi am avut nenumărate discuții în care ea și-a exprimat dezgustul, umilința și frica față de anumite situații, dar niciodată nu a fost de acord ca eu să dezvolt aceste lucruri și să iau legătura personală cu conducerea facultății. Pentru că mi-a spus mama, nu voi mai termina facultatea. La fel și colegii mei, colegele mele, trec sub tăcere tot ceea ce se întâmplă. Sunt lucruri care par banale, de la faptul că există un anumit examen cu un anumit domn profesor, la care se știe că în cazul în care nu e suficient de bine pregătit, tot ceea ce trebuie să faci este să ai o îmbrăcăminte mai provocatoare, să spunem, mai mulată, cu un decolteu mai accentuat, să fii fardat, pentru că astfel vei atrage atenția domnului profesor și îți garantează nota de trecere. Până la faptul că după un examen
după ce și-a prezentat subiectul, un alt domn profesor a abordat-o pe fiica mea, din câte mi-amintesc din discuție, a fost în prezența celorlalți colegi aflați în sala de examinare și a întrebat-o dacă, insinuant, dacă nu s-a gândit să fie asistentă personală, pentru că are aplomb, știe să se descurce în orice situație și este prezentabilă. Și fiica mea a dat un răspuns dur, ceea ce a dus la încheierea discuției. Până la felul în care această hărțuire subtilă se îmbină cu abuzul psihic, adică examenul la care a fost ținută de dimineața de la ora 8 până seara la ora 6. Asta e foarte recent. La ora 6 a fost trimisă acasă, pentru că domnul profesor era foarte obosit și nu vrea să mai susține examenele. La ora 8 a primit telefon să se întoarcă la facultate, împreună cu o colegă. Au fost examinate, a știut subiectul. Poftim, doar ele două. Adică mai erau, nu, era pe final. Oricum ele două au intrat în sală, din câte am înțeles. Au fost examinate, fiica mea a știut subiectul de nivel mediu, mi-a spus, domnul profesor a zis, sunt extrem de nemulțumit de voi, dacă știam, nici nu vă mai chemam înapoi. Ne vedem mâine la ora 2 în cabinetul meu. Am avut o lungă discuție cu fiica mea noaptea aceea, era extrem de revoltată. Și, sinceră să fiu, i-am spus că a doua zi să se ducă cu un reportofon la ea și să înregistreze discuția în cazul în care se va întâmpla ceva. A refuzat să intre singură în cabinet, au intrat amândouă, probabil văzând atitudinea fermă, era și foarte iritată, se vedea din comportament. Dumnealui a schimbat modul de abordare, le-a spus că își cere scuze pentru ziua anterioară și a primit nota 8, așa cum de altfel și merita după aprecierile ei, fără altă discuție. Și apoi au plecat. Nu mi s-a părut absolut deloc corect modul acesta de a proceda, să chem seara târziu, să chem a doua zi. Situațiile acestea există în facultățile românești. Și cum intenționezi tu, Nina, să-ți aperi copilul mai departe? După cum v-am spus, nimeni nu încearcă să facă nimic. Nu e singura care i s-au întâmplat aceste lucruri. Toți se tem de repercusiuni. Au fost și alte situații în care s-au reclamat fie hărțuiri sexuale, fie abuzuri de orice fel, dar au fost pedepsiți, să zicem așa, toți studenții. Intenția mea este ca oricum eu să am o discuție cu conducerea facultății. Sincer, nu știu cum să procedez. Am spus că fiica mea mi-a interzis total să vorbesc despre așa ceva. Mi-a spus, nu vreau decât să termin facultatea aceasta și să mă mai uit în urmă. Îmi pare rău să eu nu intenționez să las lucrurile așa. Și nu mai târziu când fiica mea va termina, ci acum. Mulțumesc tare mult. Îmi pare rău de ceea ce vi se întâmplă. Dar sunt convins și știu că în foarte multe locuri din România asta se întâmplă. Nu toată lumea are o scenă la dispoziție să poată spune să înarmeze cu curaj sau acces la presă sau poate vorbi despre Facebook. Ceea ce ascultați acum este istoria reală a României și a multora dintre concetățenile noastre care nu au altă cale de apărare. Acest microfon, această antenă a Europei FM le ajută astăzi și sperăm noi cât mai mult. Încercați să vorbiți mai departe, spuneți-vă cazurile. Sunt ziariști în România care documentează și vorbesc despre asta. Ziarul Libertatea, publicația De la Zero, au serii întregi despre abuz și hărțuire sexuală în România și revista Dor. De asemenea, sunt oameni care sunt deja specializați în astfel de reportaje, dezvăluiri și anchete despre astfel de practici. Camii, mai avem un minut? Două. Trei minute. Trei minute. Avem timp să vorbim cu Alina. Salutare, Alina, bine ai venit la noi. Bună ziua, bună ziua. O să fiu foarte scurtă, să punctez doar trei cazuri grave care efectiv m-au marcat și care mă fac să fiu ca uleoaică pentru fiica mea de 11 ani, pentru că mă consider o femeie puternică și am putut să depășesc psihic toate cele trei incidente. Unul a fost când m-am dus la un medic dermatolog și efectiv a sărit pe mine și a început să mă sărute. Al doilea, scuzați-mă, nu am auzit că așa ceva în viața mea, într-un cabinet medical. Din păcate se întâmplă.
Primul caz a fost acum 7-8 ani, într-un cabinet dermatolog, celălalt în cabinetul stomatologului, unde mi-a fost și greu, pentru că nu poți să pleci așa ușor când ai fișa ortodontului și care îți face, spune mâna mai mult decât ar trebui să pună. Am fost îndrumată să merg la colegiul medicilor să fac reclamație și am fost descurajată, că nu am probe, că nu am, că e cuvântul meu contra cuvântului doctorului. Efectiv, am ajuns în fața în care refuz să intru într-un cabinet medical fără asistentă, fără medic. Totul a culminat acum 4 ani, când mergeam pe jos la serviciu și un bărbat, 39 de ani, efectiv a sărit pe mine să mă violeze la 9:30 dimineața pe Câmpia Libertății în București. Am făcut reclamații la poliție, l-au prins. În final am primit, în perioada aia, mai multe femei au depus plângeri pe stradă, că au fost agresate fizic pe stradă, că l-au văzut masturbându-se în parc. Era exact în perioada în care a fost incidentul acela la metrou, când femeia aceea a fost împinsă. Un an de zile am făcut terapie să pot să ies pe stradă. Acum eu nu pot să-mi las copilul de 11 ani nici măcar să coboare singur în fața blocului. Nu știi pe lângă cine treci, pe lângă ce se poate întâmpla. Verdictul acelui individ pe stradă a fost că este nebun. Nu are discernământ. Da, exact. E metoda cea mai simplă pentru toată lumea. Alina, nu mai avem timp astăzi. Mulțumesc tare mult că ți-ai făcut curaj să vorbești. De fapt, vă mulțumesc tuturor celor care ați vorbit și ați sunat în emisiunea asta. Au fost și bărbați pe linie. Îmi pare rău, Sorin, că nu mai apucăm să vorbim astăzi. Dar cred că exercițiul acesta contează. Și îmi dau seama că trebuie să ne întoarcem la el. Aceste povești vin să ilustreze o realitate pe care, despre care refuzăm să vorbim și refuzăm să o credem. Or, asta este de datoria noastră pentru copiii noștri să reparăm. Sunt Cătălin Striblea, mulțumesc Viorica Vodă, spor la treabă tuturor!